Duța a făcut un material despre calități ale mașculilor. Hai să vedem, poate ne regăsim unii sau poate plecăm acasă. Neața cu Răzvan și Dani. Neața, doamnelor, domnilor, zilele trecute am ieșit să aflu care sunt calitățile femeilor. Ei bine, ca să fie egalitate, astăzi vreau să aflu care sunt calitățile bărbaților. Și credeți-mă că avem destule. De exemplu, suntem gospodari, suntem harnici. Ce calități? În primul rând, suntem foarte deștepți. Foarte deștepți. Foarte deștepți. E stâlpul casei, stâlpul casei, stâlpul casei. Bani, facem bani. E soția, soția, nu-i convine soției. Eu fac bani, fac bani. Adevărul spune despre mine, te rog frumos. Au și bărbații calități. Asta nu putem să negăm. Un bărbat nu poate să facă ceea ce face o femeie. Asta e clar. Soția mea e de față, vreau să-mi confirme. Dar sincer, te rog frumos, cum spăl eu vase, cum calc, cum fac curățenie. Te rog frumos, deci adevărat. Deci sunteți de acord cu calitățile domnului, da? Da. Cu indulgență, da. Ce facem, domnule? Păi suntem bărbați sau ce facem? Asta e, suntem bărbați, domnule, dar dacă mă apuc, știți cum iese, da? Păi tacem și noi decât să fie scandal. Lasă unul, știți cum e. Unul lasă de la el și e tot ok, mergem înainte. Acum... V-a făcut semn soția să vă duceți. Acum vă dați seama că mi-e frică să trăiesc cu respect, o zi bună. Zilele trecute v-am dat voi ocazia să vă lăudați, să spuneți calitățile femeilor. Astăzi spuneți ce calități au bărbații, că noi v-am spus o grămadă de calități. Lăudați-ne și mie acum, care sunt calitățile bărbaților? Păi, nu știu, unii bărbați își au în adevăratul sens al cuvântului însușirea de bărbat, alții, nu știu, în ziua de azi încep să fie destul de feminizați. Și, nu știu, asta nu-mi convine. Un bărbat, prin legea naturii, este diferit pentru o femeie, prin, nu știu, forță. În opinia mea, bărbatul e făcut în principal să conducă, iar femeia, nu știu, să ajute. Bărbatul e bărbat, are însușirea lui, femeia e femeie. Din punctul de vedere, ce calități au bărbați? Calități, nu știu, eu apreciez foarte mult la un bărbat dacă este amuzant. Sinceritatea, ceea ce nu prea caracterizează pe bărbați, ca să fim sinceri acum. Și, nu știu, ne simțim protejate de ei, sunt protectori, dar nu vrem să arătăm că suntem dominate. Suntem macho. Păi dacă n-ar fi bărbatul, domnul dragă, în primul rând femeile ar fi lipsite de apărare. Dumneavoastră ce calitate aveți dumneavoastră de care sunteți foarte mândru? Tot ce mișcă în țara asta, râu, ramă, cum se spune în poezie, tot ce există în casă, din punct de vedere financiar, eu am toate la punct, punct. Ce să le punem la punct, în primul rând? Cum? Păi hai să gătești, hai să-mi speli ciorapii, hai să pui masa, adu-mi o bere și cam atât. Păi și alte calități, ce calități mai avem? Unul, le punem la punct, asta ar fi o calitate, da, nu? Da. Le organizăm, practic. Bine, de fapt, ele ne organizează pe noi. Practic, dar teoretic noi le organizăm pe ele. Noi, bărbații, ce calități avem noi? Cu ce calități avem? În primul rând că le tolerăm pe ele că face parte din sexul frumos. Una. În al doilea rând, ele sunt tolerate de noi pentru că ne sprijină în anumite situații. Nu mereu. Nu mereu. Atenție, se închid ușile. Noi ca bărbații le sprijinim pe ele. Pentru că dacă noi nu am fi ele, n-ar putea să se sprijine, se sprijină pe noi. Când se duc undeva, unde zic, da, sunt soția lui Georgescu. Și atunci rezultă altceva. Mă duc la circa financiară, știți, sunt trimis de domnul Vasilescu. Ăștia când aud începe să tremură șasiul. Îl știți? Dacă vreau să-l știu... Eu știu la antene, de la Trafalet până la Nicu, până la o grămadă de lume. Bineînțeles că dânsul e începător, de-abia are vreo 15-20 de ani. Noi bărbații ce calități avem noi? Că le ascultăm și nu ne plângem. Dar tu așa cu ce calitate ești mândru? Tu ce calitate e importantă ai cu care te mândrești? Nu am calități cu care să mă mândresc, chiar deloc.
Vi s-a mai spus de multe ori că semăna spun mare actor român, nu? Mulțumesc de complimente, dragul meu. Lume puține, câteva mese. Neața cu Răzvan și Dani. Cum a zis domnul din imagine, noi bărbații mai bine tacem decât să facem scandal. Bun.